Mona de la Puterea Dragostei ar fi fost filmată în timp ce întreținea relații cu trei bărbați în același timp. Vloggerul Denis Petcu susține că a văzut filmarea. Apar din ce în ce mai multe detalii din trecutul Monei de la Puterea Dragostei. Odată cu participarea în sezonul 3 al emisiunii, lumea a început să caute amănunte rușinoase sau mai puțin rușinoase din trecutul fetelor, iar cea mai afectată pare a fi Mona, despre care s-a zvonit că ar fi fost mai mult decât o simplă dansatoare în cluburi, așa cum a susținut ea. Acum, după ce s-a aflat că Mona a întreținut relații intime cu tatălui Nicos de la Puterea Dragostei, care a recunoscut asta într-un video, apar noi detalii incendiare despre trecutul rușinos al Monei. O nouă filmare se pare că a început să circule pe internet, în care Mona este surprinsă în timp ce întreținea relații intime cu trei bărbați. Iată ce declară vloggerul Denis Petcu. Mona, când a intrat în emisiune, s-a descris o fată retrasă care nu se aruncă din prima în brațele unui bărbat, care vrea să-și întemeieze o familie, lucruri frumoase, nimic de comentat, toate bune și frumoase, dar ea a greșit la primul pas. A spus că nu se aruncă în brațele unui bărbat, însă la nici 20 de ore de când s-a văzut cu George, s-a aruncat în brațele lui și a spus că este dragoste la prima vedere. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu Mona sau dacă era la vreun bordel unde se culca pe bani, nu știu și nu vreau să vorbesc, dar am văzut o filmare cu trei bărbați pe ea. Trei bărbați se culcau cu ea în timpul ăla. O să vedeți, filmările alea vor apărea. Cine le are, le va distribui și va face rău, dar eu stau și mă întreb cum vă puteți lăsa filmate cu iubitul vostru sau de un bărbat care v-a plătit, ce aveți în cap? Ce ai în cap când te lași filmată, mai ales tu, Mona, că ai copil? Când filmulețele alea vor apărea, cum o să te simți? Mona a făcut și altceva în afară de a fi dansatoare. Problema este că nu și-a asumat lucrurile astea. Cristian Comănici, fratele Biancăi, ar fi fost bătut de către Achebonu. Dezvăluirile au fost făcute de vloggerițele Rea și Tina. Iată ce spun cele două. Cristian și-a luat puțină bătaie de la Achebonu, care a aruncat cu un tablou în el și l-a nimerit în maxilar. Cristi, la rândul său, a luat tablou și a aruncat în Achebonu, după care s-au luat la bătaie. Achebonu i-a tras un picior direct în meclă, după care băieții au intervenit. Cei doi au făcut pace apoi, după ce Achebonu l-a amenințat că-l bate la hotel. Au apărut primele imagini cu bătaia fetelor de la Puterea Dragostei. Iată de la ce a pornit întreg scandalul, care s-a lăsat cu amenințări și injurii. În urmă cu câteva zile, două concurente de la Puterea Dragostei s-au luat la ceartă, aruncându-și cuvinte grele. Alexandra și Andrada au continuat scandalul în mașină după filmări. Imaginile bătăii dintre cele două tinere au apărut de curând în mediul online. Cristina Mihaela, moderatoarea emisiunii, le-a certat pe fete în emisiune și le-a explicat de ce nu este bine cum au procedat. Dragi telespectatori, fetele noastre care au venit aici să-și caute iubirea, după gală, au găsit de cuvință să se certe. Nu a fost o ceartă banală, una cu țipete, amenințări. Poate vă întrebați de ce sunt aici 5 fete în casă. Am preferat ca pe celelalte două, Alexandra și Adriana, să le ținem la distanță ca să fim siguri că nu vor mai exista altercații și la hotel. Cel mai bine ar trebui să o întrebăm pe Andrada, care a fost una dintre protagoniste, a declarat prezentatoarea emisiunii. În timp ce Alexandra și Adriana erau într-o altă cameră, Andrada a povestit ce s-a întâmplat mai exact între ele și ce a provocat o asemenea ceartă. Acum câteva zile am avut o discuție cu Mona și am întrebat-o de ce nu vine să stea cu mine. S-a băgat repede și ea și mi-a zis că sunt fake. Greșeala mea este că nu am clarificat cu ea și am lăsat să treacă timpul. În gală, de aceea nu am apărat-o. Când eram în mașină, ea m-a întrebat de ce nu i-am zis în afara emisiunii. Nu mi s-a părut corect, având în vedere că ea mi-a zis în emisiune, a declarat Andrada. În imaginile următoare se vede clar cum fetele și-au împărțit și câteva lovituri, nu doar injurii.
Au apărut ultimele imagini cu Emi Pian în viață. Clipul cu interlopul ucis noaptea trecută în capitală a fost difuzat în exclusivitate la Antena 3. Imaginile sunt de la Spitalul Universitar, acolo unde bărbatul a fost dus imediat după ce a fost înjunghiat, iar în clip se vede agitația de pe holurile unității medicale. Potrivit unor surse citate de Antena 3, Emi Pian, liderul clanului Duduianu din capitală, a fost înjunghiat în zona femurului, lovitură care i-ar fi fost fatală. Foarte rapid au venit atât cei de la poliție cât și cei de la ambulanță, iar Emi Pian a fost dus la spital. În ciuda eforturilor depuse de medici, Emi, pe numele său adevărat Florin Mototolea, nu a reușit să supraviețuiască. Tot la spital se afla și cel care l-ar fi atacat pe interlop, iar medicii de la Spitalul Elias spun că acesta este într-o stare delicată. Bărbatul ar fi fost atacat la rândul său de fratele lui Emi Pian atunci când acesta din urmă și-a văzut ruda într-o baltă de sânge. Un băiat nou a intrat astăzi în Casa Puterea Dragostei. Vorbim despre Găbiță de la Craiova, un tânăr cântăreț care a avut diverse colaborări muzicale de-a lungul timpului cu nume mari din industrie. Tânărul artist susține că a intrat în competiție pentru a-și găsi dragostea. Acesta le-a făcut chiar și o demonstrație muzicală fetelor și le-a încântat cu una din piesele lui. Mai mult decât atât, Găbiță susține că a și pus ochii pe frumoasa moldoveancă Mariana, însă tânăra susține că nu ar putea forma niciodată un cuplu cu artistul, motivul fiind chiar meseria lui Găbiță. Cei doi au purtat o discuție în acest sens, iar noul concurent i-a recunoscut că o place. Manelistul a devenit cunoscut în urmă cu câțiva ani, după hitul cu Florin Salam, Doar Dragostea. Fanii emisiunii Puterea Dragostei și-au adus aminte de maneaua foarte cunoscută la acea vreme și au făcut imediat legătura cu noul concurent. Melodia cu Salam are peste 20 de milioane de vizualizări pe YouTube. Mai mult decât atât, Găbiță de la Craiova cântă și muzică populară, nu doar manele, potrivit wowbiz.ro. Găbiță este activ și în mediul online, acolo unde discută cu fanii și susținătorii săi. Astăzi a postat prima fotografie din Casa Puterea Dragostei, alături de un mesaj pentru susținători. Salut, prieteni! De astăzi mă puteți urmări în cadrul emisiunii Puterea Dragostei. Vă pup și vă iubesc! A scris Găbiță. Nouă zi, un nou scandal la Puterea Dragostei. Akebono a sărit la bătaie la Nikos, iar dacă nu ar fi intervenit băieții și stafful, lucrurile ar fi degenerat. Din spusele colegilor, concurentul este foarte agresiv și vorbește urât cu fetele. În timpul încăierării, Nico s-a enervat foarte tare și a lovit cu pumn din ușă. După cearta din emisiune, Akebono l-a amenințat pe Nico că bătaia continuă la hotel, cei doi fiind și colegi de cameră. Însă nu doar băieții au avut atitudine agresivă. Alexandra a provocat un nou scandal, iar cele două surori au fost separate de grup. Alexandra și Andrada s-au bătut în mașină în timp ce erau duse la hotel, iar incidentul a fost comentat în emisiunea a doua zi. Alexandra și Adriana au fost separate și nu au mai intrat în emisiune, în timp ce Andrada a fost luată la întrebări de către Cristina Mihaela. Mihai este primul eliminat din sezonul 3 de la Puterea Dragostei și cu toate că eliminarea lui i-a întristat pe concurenți, fetele s-au bucurat la auzul veștii că un nou concurent intră în casă. Reacția lor a fost una savuroasă. Un nou concurent intră în Casa Puterea Dragostei în aplauzele fetelor care sunt extrem de încântate de apariția bărbatului. Acesta nu a venit cu mâna goală, ci le-a adus flori fetelor, iar prima care s-a îndreptat spre el a fost nimeni alta decât Alexandra. Mai departe, vă las să urmăriți intrarea în casa a noului concurent.
Bianca Comăneci este însărcinată, vestea șocantă a venit la scurt timp după marea finală. Mulți spun că acesta ar fi motivul pentru care s-a împăcat cu Livian. Ei bine, Livian a aruncat bomba în noului vlogul ca pe canalul de YouTube, acolo unde a vorbit despre faptul că a fost cu iubita lui la ginecolog pentru că avea simptome de sarcină. Cu toate că Livian și Bianca susțin că medicul a spus că nu este vorba de niciun bebeluș, cei doi au dat înțeles că nu ar fi exclusă nici această variantă, mai ales că la un moment dat Bianca a spus că nu vrea să arate fișa medicală. Am fost la control, prieteni, cu Bianca pentru că dădea semne de sarcină și cum noi doi nu am făcut nimic, am zis că nu e bine ceva. I-am zis treci la ginecolog să văd cu câți ai umblat. Ce ți-a spus ginecologul? Este declarația lui Livian. După care, Bianca a răspuns prompt că pot să fac mulți bebeluși, nici nu le arăt fișa. Să vadă câți bebeluși, a încheiat Livian. În episodul Puterea Dragostei din 2 august, care este și prima gala noului sezon, Alexandra este la un pas să se ia la bătaie cu Achebon. Cristina Mihaela intervine între cei doi concurenți. Prima gala sezonului 3, Puterea Dragostei, se lasă cu un scandal de proporții. Alexandra și Mihai au devenit țintele tuturor concurenților. Mihai este criticat dur de Achebono, în timp ce Alexandra este la un pas să se ia la bătaie cu acesta din urmă, după ce Achebono o face prostituată.